Adesea auzim în istorie, discutându-se despre anumite tradiții. Cel mai frumos este când acele obiceiuri frumoase, acele meșteșuguri se transmit și sunt la fel de vii, așa cum au fost odinioară. Se încearcă prin intermediul mai multor vernisaje, prin mai multe târguri să se promoveze aceste lucruri, așa că discutăm în această dimineață despre niște trăistuțe magice. Eu, sincer, am impresia că sunt preluate din basmele lui Petre Ispirescu și ar putea să meargă făt frumos cu ele sau orice prințesă s-ar simți deja regină având așa ceva. În această dimineață discutăm despre un proiect Dor Țesut în Păretare alături de colega noastră, redactor prezentator la Radio Moldova, Alina Chiriachivașcu. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumim pentru invitație, sunteți atât de frumoși. Mulțumim frumos! Și ne simțim foarte bine aici la voi, la Bună Dimineața. Asta încercăm noi să predispunem oamenii să se simtă bine. Alături de noi este și Olga Mardar, care este și meșter popular din Ciulucani. Da. Bună dimineața și bine ați venit! Bine v-am găsit în acest platou minunat. Eu aș vrea să discutăm despre dumneavoastră, despre activități, dar nu am cum să fac abstracție despre aceste minuni care sunt niște păretare, da? Transformate în niște trăistuțe foarte practice, care sunt și vernisate. Hai să ne oferiți mai multe detalii. Vreau să vă zic că festivalul Dor Țesut în Păretare a apărut așa dintr-o idee năstrușnică, să zicem. Anul trecut, de Sânziene, în satul Ciulucani, am colindat aproape tot satul și am rugat femeile să scoată la poartă păretare, să le vadă toată lumea, fiindcă era o perioadă de carantină. Așa. Și comunicarea era mai puțină între persoane. Și chiar le scoteau afară, și da? Au scos afară pe porți, pe garduri și la Casa de Cultură am realizat o expoziție inedită de păretare. Și nu pot să zic că este o primă ediție, dar este așa ca o primă rândunică și iată, pe parcursul anului s-a copt așa un măr frumos de a genera un festival cu numele Dor Țesut în Păretare. Alina, spune-ne mai multe detalii despre cum se promovează acest festival, acest proiect inedit de relansare a tradițiilor, pentru că prin astfel de activități și mai mulți tineri își manifestă interesul față de meșteșugurile noastre, față de tradiții. Mi-a plăcut și genericul acestui festival, cât de frumos sună, Dor Țesut în Păretare. Și imediat am contactat-o pe doamna Olga, ne-am cunoscut la o altă expoziție care a avut loc în acest an la Biblioteca Onisipor Ghibu. Atunci venise împreună cu doamna Svetlana Caprian de la Școala de Arte Nicolae Moisei de la Telenești. Acolo am văzut și măștele lor, ar putea să vină într-o dimineață și cu acele măști frumoase, sunt peste 100 la număr probabil sau mai multe aveți. Și m-am gândit, imediat mi-a și spus despre ideea acestui festival. Acum nu de mult, vreo 7 duminici la rând am avut dialog cu doamna Olga și despre aceste trăistuțe și despre ornamentele păretarelor. Am discutat-o așa și din acel dialog a ieșit un serial de 7 secvențe pe care le-am difuzat cu mare drag în dimineață, în ora când deci o dedicăm această oră sătenilor, oamenilor de la țară. Sunt atât de frumoși acești oameni pe care... Deci este de datoria noastră ca să-i promovăm și să vorbim despre aceste lucruri minunate, să atragem și tânăra generație, să... probabil că nu cunoaștem aceste meșteșuguri. Mai ales că o întrebam și ieri dimineață pe doamna Olga Mardare în emisie directă la Radio Moldova, la matinal de weekend, dacă au mai rămas țesătoare în sat. Din păcate, prea puține, aproape deloc. Da, acest meșteșug deja este în stagnare, dar oricum sunt foarte multe femei care au toate atributele pentru a începe și niciodată nu este târziu, fiindcă tânăra generație, mai ales în această perioadă când și mai caută de lucru sau chiar vrem să facem lucruri frumoase, s-ar putea iniția din nou acest meșteșug frumos, mai sunt încă doamne în sat, ceea ce țin și foarte mult să le mulțumesc pe această cale tuturor femeilor din satul Ciulucani care ne-au oferit păretare, care eu ulterior le-am dat așa o față, trăistuță, și asta trăistuță are și ea niște semnificații foarte interesante.
Și sperăm că această tradiție va fi pusă iarăși în valoare. Dar nu ne lăsați cu dilemă și confuzie. Care sunt acele însemnătăți ale trăistuțe? Ale unei trăistuțe, da. Apropo, urmărind și niște emisiuni televizate cu diferite colective artistice, chiar mi-a atras atenția și alte forme de trăistuțe. Ciucurii sunt jos, împletitura este altfel. Așa, eu inițial, de ce am intuit ca multă lume va fi sensibilizată mult mai mult prin aceste trăistuțe decât eu aveam să demonstrez numai strict păretarele. Adică le-am dat o formă. E și mai practică pentru zilele actuale. Da, și iată, și cu doamna Alina discutam că venim cu trăistuța ciobănașului astăzi și aducem și o ploaie ciobănească frumoasă. Iată de unde ploaie, că vă întrebați aici. Deci aveți cumva un contract bine negociat cu masele de aer acolo. Dar da, sunt frumoase. Și cu întregul univers. Și voiam să zic și despre forma trăistuței. Ele au mărimi diferite. Așa. În raport cu cât de lat era păretarul. Așa, îndoietura de sus ține undeva a treia parte din trăistuță. Asta. Da, îndoietura. Așa. Ca să nu știrbim din lățimea păretarului. Așa. Mai apoi, cosița împletită în trei, anume în trei, simbolizează o unitate dintre cele trei, să zicem, forțe, ipostase, așa, ciucurii din părți au și ei un simbol de stânga și dreapta, de exemplu, așa. Iar ciucurii de la mijloc la mine sunt cu trei, fiindcă această trăistuță a fost în ziua de Paști și alba am găsit-o, dar celelalte au câte doi ciucuri sau canafle, mai spunem, care simbolizează familia, unitatea dintre, iată, ce este familia. Totul se începe de la un bărbat și de la o femeie care au avut o trăistuță, au mers cu oițele. Deci e o legendă. Da, putem să facem din asta și o legendă frumoasă. De exemplu, legenda trăistuței. Iată acum. O generăm acum. Apropo, Daniela, doamna Olga Mardare a țesut pentru acest eveniment, dar și pentru alte evenimente care vor urma, pentru că va fi invitată ulterior în cadrul unui eveniment amplu aici la Chișinău, cu ocazia celor 585 de ani de la fondarea Chișinăului aici la pe pietonală. Veți fi invitată și cu măștele și cu trăistuțele. Iar îți spuneam, pentru acest eveniment, doar țesut în păretare, a țesut 100 de trăistuțe. Astea sunt doar câteva din cele 100 pe care le-a postat pe rețelele de socializare, fiecare având legenda ei și cu un comentariu atât de frumos, pentru că doamna Olga mai face și poezie. Apropo, am cusut. Apropo, am cusut, fiindcă stofele sau pânza este țesută de doamnele din sat, unele chiar mi-au povestit că sunt și de la bunica lor, adică sunt și cu istorie foarte lungă, au și 100 de ani, au și mai puțini ani de când, iată, această stofă este, aceste țesături sunt țesute. Și eu am pus accent mai mult și pe colorit. Poate că la festival vom demonstra încă mult mai multe modele sau colorituri, dar niciuna din cele 100 nu are asemănare cu alta. Toate sunt foarte diferite. Dar foarte. Cât timp durează confecționarea unei? Așa că eu, adică, mare treabă să zic, nu am făcut, dar pur și simplu da, am după cusut. 100 îmi imaginez și eu. Am cusut, da, și este o modalitate de a coase, adică se coase marginile din interior ca să nu se destrame și totul este manual, fiindcă la mașina de cusut era cam problematic de realizat. Dar nici nu poți să știrbești aceasta din rafinament. Apoi, tortița, da, împletită. Știți, la ultimele aveam deja așa o îndemânare că împărțeam ața în trei dintr-o dată.
împărțeam ciucurii dintr-o dată, fără ca să calculez, nu știu ce. Știți, adică există și expresia deja, aia, da, cei frumoși lui Dumnezeu îi place. Alina, tu nu te-ai gândit să te apuci tu să faci, să meșterești o trăistuță? Tu, aflându-te printre aceste minunății, cred că dorința undeva există. Chiar acum mă gândeam, poate vine doamna Olga, da, și la radio și la televiziune și ne face un masterclass, cu mare drag, ca să înțelegem și noi tehnica realizării unei trăistuțe. Apropo, ieri dimineață, colega noastră de la sudul Moldovei, Agripina Manoil, o salut și pe această cale, îmi spunea despre un război de țesut care a fost dus la muzeu. Era într-o stare deteriorată, dar după ce au renovat-o, da, au început deja să țese. Iată, în muzeu se țes covoarele. La bine ce că timpuri, se la ce timpuri am ajuns, și pentru că veni vorba de colegii noștri din teritoriu, mare admirație pentru cei care, iată, țin această conexiune cu Chișinăul, capitala, și cu cei de la țară, oameni atât de frumoși, oameni de o sensibilitate rară, pe care trebuie să-i promovăm. Vreau să menționez, adică, și un obiectiv, să zic așa, dacă mi l-am pus pentru mine, să scot din anonimat, să scot toată această bijuterie a neamului nostru, fiindcă stau la doamne în casa mare teancuri, să zicem. Am fost la e o doamnă, da, are teancuri așa până în pod, așa cu păretare, țesute de ea, și nu numai una este, adică sunt foarte multe, dar se mai întâmplă și lucruri triste. Cineva din persoane au găsit și la gunoiște, chiar valuri de țol, adică cineva nu știe ce valoare a aruncat, casa, pur și da, simplu. A modernizat totul și deja ele încurcau. Și eu, cu mare pasiune pentru aceasta, sau să zic și o responsabilitate a mea așa sufletească, le spun femeilor, o bucățică, dați-ne așa, să zicem, din inima dumneavoastră, și iată, noi le vom promova, le vom arăta, și o să dea Domnul ca această tradiție să dăinuie în continuare. Așa să fie. Au fost cazuri când ne-au sunat după emisiunea ascultătorii, atunci când vorbeam despre trăistuțe, despre păretare, și ne ziceau unde ar putea să ducă o parte din aceste bunuri, pentru că nu le mai folosesc, nu le mai agață pe pereți. Aceste covoare frumoase, cu flori de o rară frumusețe, și le-am făcut legătura cu doamna Varvara Buzile. Așa. Doamna doctor Varvara Buzile. Iată, și în felul acesta, iată, cred că și aici avem un rol deosebit pentru a face aceste legături și a păstra aceste tradiții. De și aceste zauri. Ar fi bine, exact, să fie și un muzeu al păretarilor. De ce din nu? Toată Republica, faceți la Ciulucani. Precis, că adunăm foarte multe. Eu foarte sunt multe. Sigură că multă lume nici nu știa că pot fi elaborate și confecționate asemenea bijuterii din anumite din păretarele care sunt acasă și se mai păstrează în cufărul cu zestre, de exemplu. Alina, vreau să ne oferi mai multe detalii exacte când ne vedem la festival, ca să știm așa. Doamna Olga? Eu îi mulțumesc doamnei Olga pentru că a avut încredere și vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru încredere și apreciere, pentru că m-a invitat ca să țin pulsul cumva pe acest eveniment, Dor Țesut în Păretare, miercuri 7 iulie, la ora 11. Spuneți dumneavoastră mai departe. De Sânzâiene, satul Ciulucani, raionul Telenești, satul de baștină a domnului Efim Josanu, care cu părere de rău l-am petrecut în lumea celor drepți, dar să scoatem în evidență absolut tot. Și am impresia că toate satele au câte o comoară undeva ascunsă. Trebuie să se găsească așa o ileană sau un fet frumos sau doamna Olga Mardare. Deci, să descopere toate acestea și să le pună în valoare. Apropo, asupra și denumirii trăistuța Dor sau Dor Țesut în Păretare, cineva mai sugera și alte denumiri și alte, dar eu atât de mult sunt legată de acest cuvânt și intuind că foarte multă lume este plecată chiar de la noi din sat, fiindcă mă urmăresc pe rețele, toți așa, consătenii, diaspora, și toți mă aplaudă și toți mă susțin și toți sunt încântați și zic, iată, dorul acesta poate îi va aduce acasă, îi va motiva să vină să găsim și aici la noi o bucățică de suflet cu care am putea să zburăm.
am putea să zburăm cu siguranță, pentru că dorul de casă, dor de obârșiile noastre, cumva ne motivează să mergem mai departe. Apreciați valorile noastre, pentru că fac parte din portretul nostru ca și identitate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am venit cu un mic cadou în studio, adică vom avea și așa păretare și de ce nu, ți-ai făcut bagajele și vrei să pleci într-o țară, dar vrei să-ți iei un pic de suflet cu cine, îl pui în gentuță și cu mare drag. O bucată de dor și da, neam. Eu vă mulțumesc foarte mult. O să găsim un loc de cinste pentru această părticică din sufletul nostru. Ca să vedeți, diminețile frumoase încep cu daruri aici. Vă doresc mult succes și ne vedem la festival. Vă așteptăm cu drag.